Reprezentanții Geoparc Platoul Mehedinți nu se opresc și continuă șirul acțiunilor de ecologizare a ariilor protejate și mai ales a zonelor cu mare potențial turistic în județul nostru. La Bâlvănești au poposit astăzi pentru a aduna toate peturile și deșeurile aruncate pe domeniul public. Spiritul civic nu a lipsit nici de această dată, întrucât la acțiune s-au alăturat mai mulți voluntari. Bineînțeles, implicat în mod direct în protejarea geoparcului sunt nimeni alții decât angajații Geoparc Platoul Mehedinți. Ca de fiecare dată, aceștia doresc să valorifice zonele de interes ale județului nostru, iar ariile protejate să fie curate bec. Totodată, prin aceste acțiuni de strângere a gunoaielor, rangerii Geoparc Platoul Mehedinți le arată cetățenilor cât de important este să trăiască într-un mediu curat. Continuăm maratonul ecologizării, activitate organizată de Geoparcul, Direcția Administrativă a Geoparcului Platoul Mehedinți, și ne aflăm astăzi în comuna Bâlvănești, în zona Pârlagele, de unde am reușit să strângem o cantitate importantă de deșeuri aruncate probabil de localnici, de turiști. Pe această cale facem un apel către toți locuitorii zonei, către turiști, să nu mai arunce gunoaiele decât în locurile special amenajate. Cetățenii trebuie să dea dovadă de responsabilitate civică, să mențină curățenia, dar mai mult decât atât, să aprecieze obiectivele cu care județul nostru a fost înzestrat.